Doamnelor și domnilor, apar noi informații despre tragedia din județul Neamț. Doi părinți, copilul lor de 9 ani și nepotul de 11 ani au murit după ce s-au izbit cu o mașină de auto utilitară. Bărbatul care se afla la volanul mașinii suferise un accident de muncă și era în cârje. Aurina Petrea vine cu toate informațiile despre această tragedie. Aurina? Detalii incredibile ies la iveală după accidentul cumplit, în urma căruia 4 persoane și-au pierdut viața, printre care și 2 copii. Șoferul care se afla la volan avusese un accident de muncă, mai exact acesta căzuse de pe o schelă și se deplasa cu dificultate. Chiar primarul din Rosnov a precizat faptul că bărbatul de 35 de ani doar cu o zi înainte fusese la primărie, era în cârje și se deplasa cu dificultate. Mai mult decât atât, acesta a avut nevoie de ajutor pentru a urca scări la primărie. De aceea autoritățile se întreabă cum a fost posibil ca bărbatul să urce la volan și să conducă atâta drum. Întreaga familie a fost la Catedrala Metropolitană din Iași, a participat la pelerinaj, iar apoi în drum spre casă. Șoferul într-o intersecție nouă a acordat prioritate și a fost izbit în plin de o auto utilitară care circula regulamentar. Impactul a fost devastator. Mașina a fost proiectată într-un lan de porumb și s-a transformat într-un morman de fiare. Singurul care a supraviețuit din mașină a fost un copil de doar 14 ani și, de asemenea, șoferul autoutilitarei. Părinții, un copil în vârstă de 9 ani, dar și nepotul de 11 ani, și-au pierdut viața pe loc.